Andrei Balea. Cu numărul 6 îl vom regăsi pe Alex Bourceanu. Numărul 7, un bistrițean, e vorba despre Alexandru, despre Vasile Pop. Numărul 8, Mircea Ungur. 9, un alt jucător de aici, de la Bistrița. L-am văzut ieri într-un meci deosebit în derby de Bistrița și în echipa națională. Este vorba despre Bogdan Covaci. Numărul 10, cum spuneam, Andrei Nemițanu. 12, Dragoș Nițu. 13, Viorel Șaim. 14, atenție, Shadi Acari. 15, Andrei Feric. 19, Andrei Șumălan. Și numărul 22, cum spuneam, Daniel Constantinescu. Pe banca tehnică, principalul selecționer al echipei naționale este Virgil Vejenaru, secundat de Laszlo Klein, fostul portar al naționalei de mini-fotbal, dar și acelei de futsal a României, în vremurile în care România ajungea între primele 8 echipe ale Europei. Meciul va fi oficiat de doi arbitri din Bistrița. Este vorba despre reputatul arbitru internațional de mini-fotbal. Ultima competiție a fost Champions League-ul, pe care a oficiat-o la Oradea, Paul Tămaș, și de Vlad Vultur, al doilea arbitru al acestei întâlniri, de aici, de la Bistrița. Vă reamintesc, ultimul test înaintea campionatului mondial din Emiratele Arabe, acolo unde România face parte dintr-o grupă cu Statele Unite, Spania și Bahrain, de partea cealaltă Bulgarii, într-o grupă extraordinar de dificilă, aș spune, la fel ca a noastră, practic, cu Muntenegru, Japonia, dar și cu Brazilia. Acestea sunt datele statistice, ultimul test pe care cei doi antrenori, Mihov și Bejenariu, îl au la dispoziție pentru a stabili loturile care vor face deplasarea în Emiratele Arabe Unite. Vă reamintesc că am 24 de zile ne despart de debutul acestei competiții atât de importante. România a dominat și domină, este cam quadruplă câștigătoare, chiar de 5 ori a câștigată, de quintuplă câștigătoare a Cupei Campionilor și a Cupei Europei. Avem echipe câștigătoare, dar la mondiale nu prea ne-am descurcat, am avut un bronz. Ultima dată sperăm acum, după cum am înțeles, că o semifinală ar fi la îndemâna băieților noștri, de ce nu chiar o finală, pentru că pe noi, în România, locul 2 nu ne mulțumește. La ora 11, așadar, ar trebui să, la ora 10 ar trebui să înceapă această partidă și vom mai aștepta un pic pentru a avea încălzirea bine făcută, așa cum o cere Alex Bourceanu. Și la Alex Bourceanu nu i-a fost frică niciodată. Meciul este transmis în toate agențiile Superbet, poate fi urmărit și pe o platformă YouTube. Este asigurat comentariul de colegii mei, Adrian Inca, și de cel care este ambasadorul Superbet. E vorba despre fostul atacant, purtător legal de număr 9, golgheter la campionatul mondial pentru Naționala României, Florin Radu Răducioiu. Acestea sunt datele pe care le pot comunica la această oră. Ne pregătim așadar într-o această dimineață superbă de la Bistrița, de al doilea meci dintre România și Bulgaria. România strigă în gol, în cor, șut și gol, șut și gol. Și avem și un mic suporter aici cu steagul României. Și dacă nu mă înșel, este chiar băiatul selecționerului Virgil Bejanariu. Iată cum așa se învață prima dată pe copii, trebuie să-i înveți drumul spre stadion. După aceea stă un pic pe bancă, joacă două minute, mai prinde echipa, ajunge la juniori și uite așa se călește jucătorul și se crește.
pase, pase, pase gol. Pase gol, pase, pase, pase gol. Dribling de zile mari, mari. Ești românul de popor. Sal, 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 mari. Noi suntem campioni. Șut-ci-go, șut-ci-go. Să facem legea pe stadion. Șut-ci-go, șut-ci-go. Să România strigă-n cor. Șut-ci-go, șut-ci-go. Să hai toți pentru tricolor. Să pasă, 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 pasă. Și, și să fiu cel mai bun mi-e datoria. Simt că trofeul e aproape. Astăzi eu sunt România. Să fim unul pentru toți, să fim toți ca un întreg. Astăzi eu fac viitorul, astăzi eu am să aleg. Să ajungem cât mai sus, în seta de glorie. Să fim generația ce face. Și-adar ne pregătim în cel dar sigur de-a doua reprezentație pusă în scenă aici la Baza Raul dintre România și Bulgaria. Vă reamintesc pentru cei care ați venit între timp la această bază superbă din Bistrița că este ultimul test în etapa campionatului mondial. Un meci pe care bulgarii îl vor ataca cu același lot de jucători, cu numărul 1, number 1, Dimitar Capov, the goalkeeper, number 2, Ilian Genadiev, number 5, Denis Ivanov, number 7, Nicolae Marinov, number 8, Nicolae Ivanov, number 10, Dimitar Alexandrov, number 11, Nedelian Kostadinov, number 14, Angel Rahov, number 15, Plaslav Petrov, number 16, Ivan Valchev, number 17, Dimitar Dimitrov, number 18, Netka Glinchev, number 19, Zveslar Tabakov, and number 69, the captain of team, Todor Malinov. The head coach, Mr. Nikolai Mihov, the manager, Alexander Vladimirov, and physiotherapeut, Pesno Pesnov. De partea cealaltă, România va aborda acest match test în compania Bulgariei cu Ionuț Neacșa, numărul 1, numărul 2, Gabi Dumitrașcu, 3, capitanul echipei naționale, Mircea Popa, 4, Narcis Bădic, 5, Andrei Balea, 6, Alex Borceanu, 7, Vasile Pop, 8, Mircea Ungur, 9, Bogdan Covaci, 10, Andrei Nemițanu, 12, Dragoș Nițu, 13, Viorel Șaim, 14, Șadi Acari, 15, Andrei Felix, 19, Andrei Șomolan și numărul 22, Daniel Constantinescu, meci oficiat de un arbitru internațional de aici din Bistrița, la fel ca și colegul său de arbitraj în această zi, tot bistrițean, e vorba despre Paul Tamaș și Vlad Vultur. Paul Tamaș, cândva coleg de cameră cu mine în turneele importante. Așadar, vă reamintesc 2-0 meciul disputat ieri aici la Baza Raul. Goluri marcate atunci de Andrei Feric, minutul 27, respectiv Andrei Șumolan, minutul 44. Astăzi alt meci, altă poveste, altă distribuție. Ultimul meci la Euro a fost la Costice 0-0. România a câștigat la lovituri de departajare și a jucat finala Campionatul European din Slovacia de la Costice, într-o sală superbă s-a petrecut acest lucru. Suntem pregătiți de acest meci ultim pentru Emiratele Arabe, pentru campionatul mondial. România într-o grupă cu Statele Unite, Spania, Bahrain, Bulgaria într-o grupă cu Brazilia, Muntenegru și Japonia. La pauza meciului, împreună cu partenerii de la Superbet, vom avea sesiunea de autografe cu Florin Radu Răducioiu, ambasadorul Superbet. El va veni aici, a fost aici ieri și a asigurat chiar și comentariul.
și invit în fața dumneavoastră cele două echipe, România și Bulgaria. Este protocolul dinaintea fiecăror partide. Doamnelor și domnilor, iată cele două echipe, merită aplauze atât cât suntem astăzi, aplauze pentru România și Bulgaria, aplauze pentru România în Bulgaria. Iar acum am să vă rog să acordați importanța cuvenită, să ne ridicăm în picioare pentru imnul național al Bulgariei, Stand Up for the National Anthem of Bulgaria. Aplauze pentru Bulgaria, iar acum National Anthem of Romania, imnul de stat al României, dragi prieteni, deșteaptă-te română! Aplauze pentru România și... Din partea sponsorului... Din partea sponsorului echipei naționale, partenerul nostru, Catena, vom avea un cadou pentru toți jucătorii care se află astăzi angrenați în această competiție.
Hai să mergem, hai să-i dăm drumul, merge! Catena, mulțumim, susținem campionii împreună cu partenerii noștri. Mulțumim pentru aplauze, este un gest senzațional. Iată ce înseamnă să fii alături de echipa națională. Acum, dacă mă stau bine să mă gândesc, nu știu câte echipe naționale ale României sunt calificate la campionatul mondial. Mă refer la cele de băieți. Cu rugby-ul ne-am cam lămurit. Mai avem pe asta de mini-fotbal. Da, nu mai știu alte echipe naționale care s-au calificat la campionatul mondial. Generația mea s-a dus în 98 ultima dată și asta a fost ultima. Mulțumim, Catena, susțineți campionii, bine faceți aici la Bistrița și oriunde în România. N-a ieșit. Bun găsit de aici, de la Bistrița, de la Baza Raul, sunt Adrian Linca și vom urmări revanșa meciului de ieri dintre România și Bulgaria. La minifotbal. Echipa națională de minifotbal a României intră pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru ediția din acest an a Cupei Mondiale, programată să aibă loc la Ras Al Khaimah, în Emiratele Arabe Unite, între 26 octombrie și 4 noiembrie. Astfel, România susține cel de-al doilea stagiu de pregătire din acest an, după cel de la Galanta din Slovacia din luna mai. Echipa pregătită de Virgil Bejenaru s-a reunit în acest sfârșit de săptămână la Bistrița, acolo unde a susținut două jocuri de verificare contra reprezentativei similare a Bulgariei. Acesta este cel de-al doilea. Cele două forțe ale minifotbalului european s-au mai întâlnit recent la ultima ediție a campionatului european, anul trecut la Kosice, în Slovacia, acolo unde România a trecut de Bulgaria în semifinale la penaltiuri după un 0-0 în timpul regulamentar. România avea să obțină argintul competiției europene, în timp ce Bulgaria a luat medaliile de bronz. Iată așadar meciul al doilea dintre România și Bulgaria stă să înceapă. Ieri România a câștigat cu 2-0 cu goluri marcate de Andrei Feric și Andrei Șumălan. Astăzi, pe vreme foarte bună pentru fotbal, o atmosferă frumoasă aici la Bistrița, câteva sute de spectatori la acest meci. Bulgaria, de data aceasta în echipament roșu, caută revanșa în fața României. În galben, de la dreapta la stânga, cu numărul 1 în echipament, în echipamentul României, Ionuț Neacșa de la Juventus Sibiu, numărul 12 Dragoș Nițu de la Regio Brașov, 22 Daniel Constantinescu de la Ajax Galați, 5 Andrei Balea de la Nova Vita Târgu Mureș, 8 Mircea Ungur de la Nova Vita Târgu Mureș, 3 Mircea Popa Ciucă de la Juventus Sibiu, 10 Andrei Nemițanu
de la AEK Oradea, 15 Andrei Feric de la AEK Oradea. Iată o mare ocazie de gol a României în acest debut de meci. 7 Vasile Pop de la Bistrița, de la Sanvig CCM, 13 Vioel Șaim de la Nova Vita Târgu Mureș, 19 Andrei Șumălan de la AEK Oradea, 14 Shadi Akari de la Sanvig CCM Bistrița, 2 Gabriel Dumitrașcu de la Chedra Tax Ploiești, 4 Narcis Bădic de la Premier Iași, 6 Alexandru Bourceanu de la Ajax Dulcisimo Galați și 9 Bogdan Covaci, fost la extraterestri, acum la Sanvig CCM Bistrița, antrenor Virgil Băjenaru, antrenor secund Laszlo Klein. De partea cealaltă, naționala Bulgariei cu Todor Malinov, numărul 69, 1 Karov, 2 Ganadiev, 11 Kostadinov, fără nicio legătură cu vechiul sau fostul mare fotbalist al Bulgariei, 14 Angel Rahov, o ocazie mare ratată de bistrițeanul Kovaci, 2 ocazii iată bune ale Bistriței în acest debut, ale naționalei României în acest debut de meci, 17 Dimitrov, 18 Blinchev, 16 Velchev, 8 Denis Ivanov, 5 Nicolai Ivanov, 19 Tabakov, 15 Petkov, 7 Malinov și 10 Alexandrov, antrenor Nicolai Mihov. Partida este arbitrată de doi bistrițeni, Paul Tămaș și Vlad Vultur. Lovitură liberă de pe partea dreaptă, indirectă, Ungur este executantul obișnuit a acestor lovituri libere, nu a fost o lovitură liberă indirectă, îmi cer scuze. Șutul puternic al lui Ungur a lovit un jucător bulgar, însă acesta se ridică, puternici bulgarii, așa cum îi știm. O națională redutabilă, asemănătoare cumva cu naționala României și la fotbalul mare și la fotbalul pe sintetic. O bună ocazie de pregătire a campionatului mondial și pentru România și pentru Bulgaria. Vă reamintesc, campionatul mondial unde sunt calificate amândouă echipele se va desfășura peste o lună în Emiratele Arabe Unite. Îl așteptăm lângă noi și pe Florin Răducioiu, cel cu care am comentat primul meci dintre România și Bulgaria. El este ambasador Superbet fiind un susținător important al naționalei de mini-fotbal tricolore. Iată-l acum pe Dragoș Nițu, portarul nostru cu care antrenorul Virgil Băjenaru a început această partidă. Aruncă de la margine Bogdan Covaci, unul dintre cei mai buni jucători din campionatul municipal bistrițean, unul dintre artizanii titlului de vicecampioană național obținut de extraterestrii în această vară, selecționat de Virgil Băjenaru la naționala tricoloră. De altfel, Bistrița are 3 reprezentanți, toți 3 de la echipa care vrea să detroneze extraterestrii în acest an în județul Bistrița Năsăud. Este vorba despre Sanvig CCM, Vasile Pop, Shadi Akari și Bogdan Covaci sunt reprezentanții Bistriței în această națională a României de mini-fotbal. Kostadinov execută acest corner, pas în spate pentru jucătorul cu numărul 5, Denis Ivanov, al doilea șut al lui Ivanov, respins de portarul Dragoș Nițu. Intervenții bune ale brașovianului Dragoș Nițu. Ieri am văzut o întâlnire între România și Bulgaria cu oaspeții noștri dominând primele 10-15 minute ale întâlnirii, însă apoi România s-a așezat mai bine în teren, a ieșit mai mult la joc, a făcut un pressing foarte agresiv, mai ales prin Alex Bourceanu, și a reușit să câștige, să domine și să câștige întâlnirea cu 2-0. Astăzi Bulgaria pare să-și dorească
o revanșă, așa cum am văzut, i-am văzut de la încălzire, destul de determinați pe jucătorii lui Nicolae Mihov. În teren pentru Naționala României a intrat și marcatorul celui de-al doilea gol de ieri, orădeanul Șumălan. De altfel, amândoi marcatorii de ieri sunt orădeni, și Andrei Feric și Andrei Șumălan. L-am remarcat pentru fizicul impozabil al lui Andrei Șumălan, alături de Florin Radu Răduceoiu, care a fost un alt stil de atacant. Șumălan, la aproape 2 metri, domină, iată, careul advers și e pe fază la toate devierile. Iată la cum pe Șumălan faultând, lasă arbitrii jocul să continue. Fluiera acum Vlad Vultur și Bulgaria are lovitură liberă. Pasează Dimitrov și Blincher pe linia care desparte cele două terenuri. Faultat de bistițeanul Vasile Pop. Blincev rea jocul prin lovitură liberă. Pierd bulgarii mingea. În teren pentru România a intrat și Alex Borceanu, numărul 6. Bine cunoscut iubitorilor fotbalului din prestațiile lui excelente la Steaua, FCSB sau Naționala României. Iată-l pe Borceanu. Pressing, așa cum vă spuneam, pressing al naționalei noastre, odată cu intrarea lui Borceanu, s-a schimbat și ieri fața tricolorilor, fața jocului pe care tricolorii l-au prestat. Împinge mult jocul Alex Borceanu. Narcis Bădic de la Premier Iași cu numărul 4 pe partea dreaptă. Minge acum la Dragoș Nițu și apoi la capitanul Mircea Popaciucă de la Juventus Sibiu. Nițu caută un coechipier, îl găsește pe Bădic, șut frumos cu stângul, avea culoar bun, n-a fost însă foarte precisă execuția și România rămâne fără gol marcat în aceste 9 minute, deși a avut 3 ocazii foarte mari de a deschide scorul. Iată-i pe Bulgaria acum, ce ocazie, ce ocazie, 2 bare la rând, nimerite de jucătorul cu numărul 8, Nicolae Ivanov, care apoi e faultat și Bulgaria are lovitură de pedeapsă, cred, nu? Da? 2 bare consecutive, noroc de partea lui Dragoș Nițu, însă iată acum bulgarii au o lovitură de pedeapsă, va executa jucătorul cu numărul 19, Svetlozar Tabakov. Tabakov față în față cu Nițu. Tabakov! Și Nițu reușește să rețină această minge pe care a ascuns-o în prima fază, n-am mai văzut-o. Nițu a apărat acest penalti și scorul rămâne 0-0 în acest minut 10. Vă reamintesc, se joacă 2 reprize de câte 30 de minute. Naționalele la campionatul mondial joacă câte o jumătate de oră repriza. Iată ce pasă bună, ce pasă filtrantă pentru Narcis Bădic de la Mircea Popa, care aruncă acum de la margine, același Bădic, îl are în stânga pe Borceanu, preferă o minge lungă, recuperează Ciucă apoi, Borceanu, care îl suplinește excelent pe fundașul nostru. Bune traseele de joc ale românilor în acest început de partidă. România a început mult mai bine meciul decât Bulgaria, chiar dacă bulgarii au avut
această imensă ocazie ratată de în cele din urmă de Svetlozar Tabakov de la punctul de pedeapsă. Bourceanu. Pasă greșită, fără adresă, nu-l găsește pe Andrei Nemițanu cu numărul 10 în Naționala României. Aruncă de la marginea Bulgariei. Marcaj bun făcut de Mircea Popa. Ungur aruncă acum de la margine. Se schimbă liniile, Naționala noastră intră cu numărul 5 Andrei Balea, cu numărul 2 Gabriel Dumitrașcu. Pasează românii cu portarul, greșește Kovac această minge, însă rămâne la tricolori. Nițo acum. Caută un cu echiperi în centru, găsește pe Kovac. Kovac ratează pasa din prima, însă reluăm acest atac. Excelent apără Nițu în această primă repriză, iată-l blocând un alt atac bulgar. Bulgaria a ieșit mai curajoși după marile ocazii ale tricolorilor. Și Nițu ține tabela închisă deocamdată, 0-0 în minutul 12, România-Bulgaria, în această a doua partidă de pregătire amicală aici la Bistrița, înaintea campionatului mondial de mini-fotbal. Cere un fault bulgarul Ganadiev, îl primește în cele din urmă. Pressing foarte bun făcut de români cu Șumălan, care se retrage mult, iată și recuperează foarte frumos această minge, care ajunge la Andrei Balea. Pasează cu coechipierul lui de la Târgu Mureș, Mircea Ungur. Nițu acum, care are și un joc foarte bun de picior în câmp. Foarte bine, pasează Nițu, primește mingea înapoi, atacă bulgarii. Minge imprecisă și iată-l pe Șumălan, care se accidentează. Probabil fără minge, n-am văzut foarte bine faza, însă iată reluarea acum. Fără minge, da. M-am temut să nu fie ceva mai grav, însă n-a fost așa. Să sperăm. Șumălan a rămas în teren și chiopătează ușor, însă continuă această partidă. Kovac, Nițu. Kovac s-a încadrat excelent în jocul naționalei antrenate de Virgil Bojenaru. Iată-l acum la minge. Conduce frumos balonul, își pune mingea pe stângul. Șumălan ține bine de minge în careu. Scoate corner sau aruncare de la margine, să vedem ce a fost acolo. Corner. Kovac are ambele picioare, șut cu stângul acum. Blocat însă de bulgari. Tot el vine la primire. Un șut puternic acum al lui Andrei Balea. Blocat și el, cred că câștigă Ungur această minge. Partida este echilibrată, dinamică, parcă un pic mai frumoasă decât cea de ieri, tacticizată oarecum excesiv. Se cunosc deja cele două garnituri și își permit mai multe, iată-l pe Nițu. Greșește Nițu, scapă bulgarii 2 contra 1, însă ratează jucătorul cu numărul 10, Dimitar Alexandrov. Mari ocazii ratate de bulgari, cred că au egalat la numărul de ocazii bulgarii. E cam 3-3 dacă ar fi să facem un calcul rapid la ocazii mari de gol
între România și Bulgaria în acest minut 16 al întâlnirii de aici de la Bistrița. Respinge acolo Dumitrașcu, mingea ajunge la portarul Dimitar Karov, cu numărul 1, cel care apără acum poarta Bulgariei. Vă spuneam că nu avem nume foarte cunoscute pentru noi românii în naționala Bulgariei. Poate că doar jucătorul cu numărul 14, Angel Rahov, ne-ar spune ceva. A jucat 3 sezoane la Botev Plovdiv. E o echipă de prima ligă din Bulgaria, cel mai vechi club din primul eșalon de la sud de Dunăre, acest număr 14, Angel Rahov, cu meciuri multe în prima divizie. Presicul nostru de roade, iată, am câștigat acest balon, Kovac îl trimite pentru Nițu. Nițu își caută un coechipier, se mișcă bine la mijlocul terenului Andrei Balea, primește această minge, care ajunge din nou la Nițu. Kovac acum, Nițu. Foarte bună această pasă pentru Șumălan, excelentă, stopul pe piept și reluarea cu stângul a lui Andrei Șumălan, care în ciuda înălțimii sale și a fizicului gen Rodion Cămătaru are o tehnică de invidiat. Foarte bună această preluare și șutul cu stângul a lui Andrei Șumălan de la AEK Oradea. Club care, așa cum ne spunea ieri orădeanul Victor Mihalcea, e în prag de desființare. Un club câștigător de Liga Campionilor are probleme și e incertă evoluția lui în acest sezon. Aruncă Nedno Blancev de la margine, resping bine românii. Mircea Popa greșește, iată, însă bulgarii ratează din nou. Nițu, atent. Ușoare neatenții în apărarea românilor. Iată și această pasă cu capul la experiența lui Mircea Popa. A greșit totuși această minge, însă Nițu, atent, n-a putut fi păcălit. Ieșim mai mult la joc, însă rămânem descoperiți în apărare. Deseori bulgarii par să se afle la cârma jocul. În aceste momente din nou scoate Nițu de două ori și ține tabela închisă în acest minut 19 al întâlnirii. Dragoș Nițu, cel mai bun jucător al tricolorilor în această primă repriză. Ocazii mari ratate de bulgari. Iată, bun și celălalt portar, Dimitar Karov, și el a apărat bine până acum. Borceanu îl ceartă puțin pe Nițu, însă nu cred că e cazul. Îl ceartă pentru acea pasă, nici de cum pentru intervențiile lui. Nemițanu pierde mingea pe partea dreaptă. O recuperează bulgarii și vor arunca de la margine prin Dimitar Dimitrov. Își caută portarul, pasează cu portarul ca la tenis cu piciorul, pierd bulgarii. Însă această minge iese Nițu din poarta noastră și intră Daniel Constantinescu de la Ajax Galați. Avem portari foarte buni, greu de făcut selecția între buturi.
Constantinescu îl vede foarte bine pe partea stângă pe Nemițanu. Mircea Popa, un șut ratat, un nou șut acum trimis de Narcis Bădic, jucător de prima ligă la Iași, de prima ligă pe teren mare. S-a accidentat ușor Andrei Nemițanu, iese din teren acum, a intrat în locul lui Andrei Feric cu numărul 15 și iată o nouă paradă a lui Dimitar Karov, portarii cei mai buni jucători de pe teren ai ambelor echipe până acum. Borceanu pasează cu Popa, Feric în dreapta, Constantinescu acum. Feric încearcă să se demarce Popa în partea dreaptă, cât pe ce să primească această minge de la Bădic. Un pic prea lungă, prea înaltă acest balon pentru Vasile Pop. Și bulgarii recuperează acest balon. Suntem în minutul 22 al meciului. Vă reamintesc, se joacă două reprize de câte 30 de minute. Antrenorul Virgil Băjenaru se bazează pe un lot de 17 jucători pentru această acțiune de la Bistrița. Îi lipsesc vreo 5 jucători care nu pot onora această convocare din cauza programului de la echipele la care evoluează pe teren mare. Bulgarii au o lovitură liberă periculoasă acum pe partea dreaptă. În fața mingii se află decarul Dimitar Alexandrov și a pus mingea pe dreptul, zid din doi români. În spatele lor Mircea Popa, atent în poartă Constantinescu. Bun șutul, plasat pe colțul lung. Borceanu retrimite pentru portar. Ies bine din această fază românii. Excelent, au dus mingea până în fața porții și iată, greșesc însă la finalizare. Vasile Pop, clujeanul transferat la Bistrița în această vară. Popa pentru Constantinescu. Feric se demarcă în centru. Vine Borceanu la primire. Pas din prima. Era acolo doar arbitrul Vlad Vultur. Respinge Feric foarte bine această minge. Bulgaria aruncă de la margine. Combină în propria jumătate de teren. Am intrat în ultimele 6 minute ale acestei prime reprize, 0-0 în continuare, după ocazii mari ratate la ambele porți, meciul e echilibrat. Cei doi antrenori încearcă diverse formule de joc, încearcă diferite situații tactice, e un joc de pregătire, sigur, contează și rezultatul. Pentru moralul cu care cele două echipe vor merge în Emiratele Arabe la campionatul mondial, acolo unde România și-a propus podiumul, antrenorul Virgil Băjenaru spunea ieri la conferința de presă că ar fi un succes mare, o clasare pe podium, însă federația își dorește mult un titlu național. Un titlu mondial, îmi cer scuze, nu național, un titlu mondial.
Faultat Alex Borceanu la mijlocul terenului. Își dă mâna cu Ilian Ganadiev. Și Mircea Ungur va executa această lovitură liberă acordată de arbitrul Paul Tămaș, care numără pașii la zid. Ungur, un șutor recunoscut. Ușa elan mare, portarul în fața apărătorilor, imprecis total, însă șutul lui Mircea Ungur. Karov. O pasă lungă, fără probleme pentru gălățeanul Daniel Constantinescu. Ungur acum în dreapta pentru Dumitrașcu. Kovac a reintrat pe teren. Apare și Șumălan. Pasează bine românii. Kovac, Constantinescu, Ungur, ies bine și din această fază ai noștri. Protejează bine Karov această minge pe care o repune din propriul careu. Preluare dificilă, greșită. Mircea Ungur repune de la margine. Reluăm atacul. Mai sunt 3 minute. Mai este timp suficient să vedem deschiderea scorului. Joc bun al românilor până acum. Replică foarte bună și a bulgarilor. Partidă interesantă. Iată-l pe Șumălan. Ce frumos recuperează această minge. Evoluții bune ale orădeanului în ambele partide cu Bulgaria. Kovac mută jocul pe partea dreaptă pentru Popa. Dumitrașcu acum. Andrei Balea, faultat în prima fază, a lovit apoi și el. Vlad Vultur acordă fault pentru Naționala Bulgariei. Dumitrașcu iese însă bine din poartă. Portarul Karov a fost însă faultat, se grăbesc românii. N-a făcut rău Kovac, deși poate mai bine era dacă încerca să trimite mingea direct pe poartă. Iată-l pe Dimitrov. Dimitrov. Presat și lovit de Șumălan. Arbitrii lasă avantaj. Daniel Constantinescu acum în dreapta pentru Ungur. Ungurul caută cu o minge lungă pe Kovac. Același Kovac acum schimbă jocul pe partea dreaptă pentru Ungur. Șut blocat al lui Ungur. N-au aruncat bine bulgarii, repun românii acum. Kovac își potrivește mingea pe dreptul, fentează, pas pentru Șumălan. Șumălan protejează bine balonul care ajunge la Balea. Balea în dreapta pentru Ungur.
am intrat în prelungiri deja. Iată, final de prima repriză, 0-0 în această întâlnire dintre România și Bulgaria. Revenim după pauză. Am avut aici finală de campionat național, turneu final, 32 de echipe. Acum Bazaraul a devenit din nou capitala mini-fotbalului românesc prin organizarea acestei dispute, reeditarea semifinalei ultimului Euro dintre România și Bulgaria. Organizare frumoasă, oameni deosebiți aici la Bistrița, ca de obicei, vreme superbă și un loc în care te poți baza pe tot ceea ce înseamnă organizare, tot ce înseamnă plăcere de a vedea un meci, o competiție sportivă. Pe această cale, în numele organizatorilor, al lui Raul Borșoș, a Federației Române de Minifotbal, vreau să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, pentru sprijinul acordat, ca de fiecare dată ați fost la înălțime, un public minunat aici la Bistrița. Sper să ne revedem și la Baza Raul, și la Teraplast Arena. Cine știe, chiar pe Stadionul Gloriei, orice este posibil. Mii de mulțumiri încă o dată. Să strige, azi câștigăm. Pentru toți băieții de pe Maidan care bat mingea ca să
ajungă capitan, da, capitan. Se aude cu eco, Hagi. Dar ne pregătim de debutul ultimei reprize înaintea campionatului mondial. Ultimele 30 de minute de reprezentație pentru România și Bulgaria înaintea mondialului din Emiratele Arabe Unite. Am revenit aici la Bazaraul din Bistrița pentru repriza a doua a meciului 2 de pregătire dintre România și Bulgaria înaintea campionatului mondial din Emiratele Arabe. România în galben cu Ionuț Neacșa, numărul 1, 12 Dragoș Nițu, eroul primei reprize de la Regio Brașov, 22 Daniel Constantinescu, 5 Balea, 8 Ungur, 3 Popa, 10 Nemițanu, 15 Feric, 7 Vasile Pop, 13 Șaim, 19 Șumălan, 14 Acari, 2 Dumitrașcu, 4 Bădic, 6 Borceanu și 9 Bogdan Covaci. De partea cealaltă, bulgarii cu Malinov, 1 Karov, 2 Ganadiev, 11 Kostadinov, 14 Rahov, 17 Dimitrov, 18 Blinchev, 16 Velchev, 8 Ivanov, 5 Denis Ivanov, 19 Tabakov, 15 Petkov, 7 Nicolai Malinov și 10 Dimitar Alexandrov. Am văzut o primă repriză echilibrată, echilibrată și ca număr de ocazii, însă poate că mai periculoase au fost cele ale bulgarilor, care au ratat și un penalti. Excelentă evoluția brașoveanului Dragoș Nițu, portarul nostru a ținut tabela închisă 0-0 în acest moment. România a început în atac și această a doua repriză, așa cum a făcut-o și în prima parte. Iată-l acum pe Bourceanu, care poate că ar fi trebuit să preia această minge și să o trimită spre poartă. A încercat o pasă, avem out de la margine, în teren a intrat Mircea Popa. Șumălan încearcă să reia direct, scoate doar corner. Feric acum îl are pe Popa în spate. Popa pentru portarul Constantinescu. Bourceanu acum. Alex Bourceanu. Constantinescu se demarcă bine. Popa în partea stângă. Șumălan acolo ține de minge. Feric, merg bine pasele românilor. Șuta lui Bourceanu. Mingea e deviată de bun bulgar și iese în corner. Încearcă românii o schemă la această lovitură de colț. Pas în spate pentru Popa. Bourceanu acum. Constantinescu pentru Feric. Bourceanu. Nemițanu. Șumălan. Corner. Presăm în aceste prime minute din repriza a doua. Avem această fază foarte frumoasă, un corner rapid executat de Feric, reluare a lui Nemițanu. Mingea șterge transversala și iese afară. Să notăm o primă ocazie în partea echipei noastre. Bună preluarea pe piept a lui Ganadiev. Alexandrov acum.
Tabakov, îl caută pe Alexandrov. Mai scurte parcă traseele bulgarilor, parcă un pic mai pragmatici, noi ținem mai mult de minge, pasăm mai mult, găsim culoare mai bune, însă nu reușim să finalizăm. Bulgarii ajung mai repede, mai ușor la poarta apărată de Constantinescu. Iată-l acum pe Kostadinov, fentează frumos, înapoi pentru Ghenadiev. Sub presiune, oaspeții noștri greșesc, mingea de la margine e repusă acum de Popa până la portarul Constantinescu. Se mișcă mult în față Șumălan și Bourceanu. Șumălan, șut din întoarcere, respins de portarul Dimitar Karov. Schimbă patru jucători deodată antrenorul Virgil Băjenaru. Intră în teren și Viorel Șaim de la Nova Vita Târgu Mureș, Mircea Ungur. Îl văd și pe al nostru Bogdan Covaci de la Bistrița, dar și pe Shadi Akari, tot un bistrițean. Vă reamintesc că avem trei bistrițeni, toți trei de la Sandvig CCM. Un fault acum, însă destul de bun între ghilimele, altfel ar fi scăpat singur pe poartă de Carol Alexandrov. Vede un cartonaș galben Andrei Balea la această fază. Și jucătorul cu numărul 2 își potrivește mingea pe stângul, Ilian Ghenadiev. Zid dintr-un singur jucător, pas în lateral și o reluare cu dreptul al lui Kostadinov. În blocaj. Se apără bine Ungur la această fază. Resping tricolorii și portarul Daniel Constantinescu arată o schemă ca la handbal. Iată-l pe Akari acum. Avem doi bistrițeni în teren în acest moment. Cel de-al treilea, Vasile Pop, e pe margine. Iată-l pe Bogdan Covaci acum. Constantinescu. Shadi n-ajunge la această minge. Au de la margine pentru roșii. În teren la Bulgaria a intrat Nedno Blinchev, numărul 18. România actualmente vicecampioană europeană și medaliată cu bronz la ultimul mondial. A fost repartizată în grupa D a competiției din Emiratele Arabe Unite, alături de Statele Unite, Spania și Bahrain. România și Bulgaria s-au mai întâlnit recent la ultima ediție a campionatelor europene, anul trecut la Kosice în Slovacia, acolo unde România a trecut de Bulgaria în semifinale la penaltiuri. Un șpiț acum al lui Andrei Balea de la Nova Vita Târgu Mureș. Rahov, bine marcat de Mircea Ungur, se descurcă în Sarahov, cere un faul, nu-l primește. Și tricolorii recuperează acest balon. 0-0 în continuare, minutul 38 al întâlnirii. Vă reamintesc, se joacă două reprize de câte 30 de minute. Covaș, pasă bună pentru Shadi, Akari își potrivește mingea pentru șut, însă trage în Nedno Blinchev. Yeah.
o fază destul de controversată, poate că am fi meritat mai mult. Iată să vedem reluarea, ce a fost acolo. Nu cred că se impunea penalti. Vă reamintesc, bulgarii au ratat o lovitură de pedeapsă în prima repriză, când Dragoș Nițu a apărat foarte bine șutul lui Dimitar Alexandrov. Kovács acum driblează bine. Kovács pe partea stângă trimite mingea în careu, respinsă acolo de jucătorul cu numărul 8, Nicolae Ivanov. Ne ajută pentru a organiza astfel de evenimente și aceștia sunt Superbet, Catena, Amaportul Transport, Studio 15, Hell, Technopro Plast, Bergen Beer, Pilka, Tino House Art, Givova, Tub Integral, Sergio, Pizzeria Vera și Drops, le mulțumim tuturor! Presăm tot mai mult, ne apropiem tot mai mult de poarta apărată acum de Todor Malinov. Kovács, Ungur, pasă pentru Akari, Ungur, șut peste poartă. Bulgarii au contat în această repriză doar pe contraatac. 10 minute dominate de naționala noastră, însă nu e de neglijat forța vecinilor noștri pe contraatac. Iată-l acum în poartă pe Ionuț Neacșa cu numărul 1 de la Juventus Sibiu. Cel de-al treilea portar al naționalei noastre. Pasă lungă pentru Șumălan, iese portarul, aruncă repede Borceanu, Șumălan încearcă să reia peste Malinov, nu iese însă lobul și scorul rămâne 0-0, minutul 11 din repriza secundă. 0-0 în continuare după acel 2-0 de ieri. Popa combina cu Borceanu. Pierde nemțanul această minge, care ajunge la portarul Malinov. O fază un pic mai consistentă a oaspeților noștri, un șut al lui Ilian Ganadiev pe lângă poarta lui Neacșa. Popa acum. Andrei Feric, numărul 15 de la AEK Oradea. Acum Mircea Popa Ciucă, portarul Ionuț Neacșa. Căutăm soluții în atac. Se demarcă bine pe partea dreaptă Nemițanu. Feric acum, același Nemițanu. Pasăm bine Popa, șut în blocaj. Duc bine mingea ai noștri până în preajma careului, însă lipsește ultima soluție, ultimul șut, lipsește finalizarea. S-a accidentat portarul Todor Malinov. Bulgarii relaxați. Lasă senzația că s-au simțit foarte bine aici la Bistrița.
au fost cazați la Teraplast Arena. Au avut parte de ospitalitatea tradițională a bistrițenilor. Popa, Nemițanu acum, se închide pe partea dreaptă și bulgarii recuperează această minge, care ajunge acum la Feric Borceanu. Se recunoaștem fără modestie că am jucat mai bine, cel puțin în această repriză a doua. Un gol ar încununa evoluția tricolorilor în această a doua întâlnire. Mai este destul timp. Mircea Popa acum. Arbitrul bistrițean Paul Tămaș trimite jucătorul din zid mai în spate. Popa, șut în blocaj. Repune Covaci. Ionuț Neacșa acum. Imprecis șutul lui Mircea Popa. Borceanu, la fel de determinat ca de fiecare dată, strânge bine în atac. Iese acum de pe teren Borceanu, Feric, Șumălan. Intră Shadi Akari, Viorel Shaim și Andrei Balea. Covaci. Arbitrii lasă jocul să continue la această fază. Iată-l pe Balea. Ungur. Covaci. Foarte bună pasa lui Covaci pentru Balea. Shaim acum. Covaci îl caută pe Akari cu echipierul său de la Sanvic CCM Bistrița. Balea. Atacăm în 4 contra 3, însă Shadi Akari ratează intercepția la această fază. Ungur și Covaci sunt apărătorii noștri în acest moment. Shadi Akari, acum Shaim. Covaci. Balea pentru propriul portar. Ionuț Neacșa. Akari, din păcate, respinge ca un veritabil apărător. Se încurcă în minge un pic bulgarii, tot Akari recuperează, Balea acum. Ungur. Lipsesc ocaziile, fazele de poartă, lipsește finalizarea, însă e foarte bun jocul românilor din această repriză. Iată-l pe Akari recuperând din nou.
Shadia Kari, centrare în careu pentru Kovac. Resping însă oaspeții noștri care pleacă pe contraatac în viteză. Dominare teritorială a tricolorilor în această a doua repriză. Bulgarii au trecut rar de mijlocul terenului. Spectator, aplauză, un aplauză pentru cele două echipe, România și Bulgaria, aici la Bistrița. Și încă o dată mii de mulțumim sponsorilor noștri care au fost alături de noi de-a lungul întregilor competiții care le-am organizat aici. Kovac găsește pe Shaim în partea stângă. Corner. Liber Kovac în fața careului. A fost preferat însă Mircea Ungur acum, acolo, acum Bogdan Kovac la minge. Iată-l. El pătrunde foarte bine pe centru cu mingea la picior. N-a avut nicio oportunitate de acest gen în acest meci. Antrenorul Virgil Băjenaru schimbă alți doi jucători. În teren a intrat Narcis Bădic, până nu de mult jucător în Liga 1 la Iași. Pe teren mare. Iată-l pe Nemițanu acum la minge. Pasă greșită, contraatac al oaspeților noștri, însă acolo se află Narcis Bădic, care atent respinge până la portarul Neacșa. Popa acum. Se apără bine bulgarii, minge riscantă trimisă acum de Neacșa, care era ultimul apărător la această fază. Pericol mare dacă ar fi pierdut această minge. Borceanu nu se complică, pasă pentru Neacșa, ține cam mult mingea Ionuț Neacșa, nu găsește soluții. Iată o pasă bună până și deschidem scorul prin Popa. L-am criticat pe portarul Ionuț Neacșa, însă a găsit un traseu excelent pentru Andrei Șumălan. Andrei Șumălan l-a văzut în fața porții pe Mircea Popa și e 1-0 meritat pentru Naționala României în această a doua întâlnire cu Bulgaria. Acum când mai sunt mai puțin de 8 minute din această întâlnire, 1-0. Gol frumos marcat de români, pe deplin meritat, după ce au dominat această a doua parte a jocului. Echilibrată partida în prima repriză, însă în partea a doua România e net mai bună. Il capitano, România are 1-0 în fața Bulgariei în al doilea meci. Aplauze pentru România!
Ganadiev aruncă de la margine și încearcă să se apropie de poarta lui Neacșa mai mult, încearcă egalarea, evident, forțează pe final, a intrat în teren și numărul 10, Dimitar Alexandrov. Iată, 2 contra 1, Bourceanu, ușuș, încearcă o scăriță, însă foarte greu de realizat așa ceva la mini fotbal. Alex Bourceanu, cel mai experimentat jucător pe teren mare din Naționala României. Dacă îl aștepta pe Șumălan o secundă, în 2 contra 1, scorul ar fi fost acum 2-0 pentru România. Evoluție bună oricum a lui Alex Bourceanu în ambele partide disputate aici la Bistrița. Iată-l pe Bourceanu. Foarte serios, determinat, așa cum îl știm din totdeauna. Aleargă mult. Bune pasele în adâncime ale lui Ionuț Neacșa. Așa este. Mi-a lăsat senzația că ține prea mult balonul, uneori chiar o face, însă de foarte multe ori găsește soluții foarte bune, lungi în atac. Se demarcă excelent acolo, de fiecare dată, Popa, Șumălan. Bourceanu câștigă această minge, însă face fault. Neacșa. Ungur acum, același Neacșa. Încearcă să demarce Bourceanu pe partea stângă, Șumălan în dreapta. Preferă o pasă scurtă de această dată portarul nostru. Ungur îl caută pe Bourceanu, care s-a retras între timp. Ce frumos au repliat românii la această fază a bulgarilor. Iese Bourceanu, intră Bistrițanu Shadi Akari. A intrat în teren și Viorel Shaim. Cu numărul 9 e prezent acum și Bogdan Covaci. Cu 5 Andrei Balea. S-au schimbat mult liniile în naționala noastră. Antrenorul Virgil Băjenaru a avut oportunitatea să-i vadă pe toți jucătorii din lot. Shadi Akari n-a concretizat această minge pe care tot el a recuperat-o. Foarte bun la recuperare Shadi Akari, însă n-are noroc la finalizare. O fază mai închegată a oaspeților noștri, finalizată cu un șut peste poartă. Unul la zero în continuare. Intrăm îndată în ultimul minut al dublei cu
Bulgaria, de aici, de la Bistrița, un eveniment foarte frumos, foarte bine organizat, ca de fiecare dată, de Raul Borșoș, aici la baza Raul, cu sprijinul Federației Române de Mini Fotbal, cu sprijinul sponsorilor a companiei Superbet, care susține și acest eveniment. Am văzut cadouri primite de la Catena, primite de toți fotbaliștii, de la sponsorul Catena, înaintea acestui meci. Iată-l pe Neacșa parând această minge într-o fază mai închegată a oaspeților noștri. Repriză, așa cum vă spuneam, dominată de Naționala României. Scorul de pe tabelă în acest moment e mult prea mic față de ce s-a întâmplat pe teren, cel puțin în partea a doua. Neacșa acum. Bună, mingea încearcă, însă Balea o preluare cu capul. Dificilă, dificilă și pe teren mare, unde spațiile sunt mai largi, d-apoi aici pe sintetic. Și iată, s-a încheiat partida. 1-0 câștigă România cu Bulgaria. A câștigat naționala noastră și prima întâlnire, și cea de-a doua. Echipele se vor întâlni peste o lună la campionatul mondial din Emiratele Arabe, acolo unde România își propune podiumul, însă visează la titlul mondial. Ar fi o performanță extraordinară. Eu sunt Adrian Linca, vă dau întâlnire la alte evenimente transmise de aici, de la baza Raul. O zi bună în continuare!